Mă verșică. Auzi, dar tu ce ai făcut tu toată vara, că ai dispărut așa inopinat, dar n-am apucat să anunț pe cineva, că dau și o petrecere. Știi eu că te dai petrecere, că eu știam că dai petrecere, dar am plecat repede în concediu. În concediu? Am plecat în concediu repede. Cu Ion? Da. Unde tu te-ai dus? În munte, în vârful muntelui, vârful de munte, la stână. La stână? Tu cu Ion la stână? Ce-ați făcut acolo? Și putut face multe, da, cu Ion nu mai merge. Păi și n-ai încercat tu nimic? Eu? Tătă zăulică am încercat. Mi-a și mai mult și mai mult le-am arătat berbecuță aia, care își făceau treaba cu oițele. Păi dacă mă își făceau treaba și arătam, uite băi, uite cum face berbecuță. Și el vedea și nu zice nimic. E, și în ultima noapte, l-am zgâlțit rău de tot. L-am zgâlțit, păi pe o dorit tot concediu. Și în ultima noapte l-am trezit. Băi, treci la marge, mă, că m-au luat cu frig. Știți, treacă peste mine. Și atunci sigur s-a deșteptat. Nimic. Mai stau un picut, el duce pe să doarmă, eu de acolo zic, treci înapoi că m-am înșinț. Iar treci peste mine. Și atunci sigur și-a revenit. Nimic. O trecut peste mine, iar începe sfoare din nou la perete. O fi bolnav? Nimic, n-are nimic. La ultima oară când i-am spus, treci la margine că iar mă ia cu frig, l-am țântuit la nijloc. Dar și am zis așa, uai, uite în ochii mei, și adu-ți aminte de bebecuțe, măi, și făceau ei când i-am arătat. Și așa el, dintr-o dată, se uite în ochii mei, mă prinde așa frumos de cap, pune mâna așa pe mine și parcă așa o revelație din neant îi vine și zice, bee, 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 n-a zis tu.